Cele patru consilii județene din regiunea Vest, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș s-au asociat pentru implementarea unui proiect care va pune regiunea pe harta turismului Velo. Este vorba despre realizarea a peste 1800 de kilometri de trasee de biciclete care unesc zone din cele patru județe. Finanțarea va fi asigurată din Planul Național de Redresare și Reziliență. Cu bicicleta prin Vest, traseul cicloturistic este proiectul prin care regiunea Vest va fi pusă pe harta cicloturismului european. Traseul va avea în total 1837 de kilometri, din care cea mai mare lungime, 686 de kilometri, va fi prin Caraș-Severin, pe raza a 55 de unități administrativ-teritoriale. Noi, ca să avem o continuitate, ne-am asociat într-un parteneriat cu Timișu, Aradu și Hunedoara, Timișu fiind liderul de parteneriat, și atunci traseul a pornit din Arad către Timișoara, Hunedoara și, mă rog, din Timișoara către noi și Hunedoara către noi. Pe teritoriul nostru, spre bucuria tuturor, avem aproximativ 686 de kilometri. Acum ăștia se împart, acești kilometri se împart, avem pe Via Carpatica aproximativ 171 de kilometri, Via Transilvanica 204, Eurovelo 13.6 157 și alte tipuri de trasee aproximativ 153 de kilometri pătrați. Proiectul va aduce în județ o finanțare estimată la peste 50 de milioane de euro. Per kilometru avem o sumă aprobată de minister de 82.500 de euro. Per total adunat, așa grosomodo, la 686 de kilometri, avem o valoare de aproximativ 59 de milioane de euro. Poți să faci atât piste asfaltate, poți să faci parte de semnalizare. Acum, la cât este per kilometru, s-ar putea să, banii oricum sunt suficienți, s-ar putea să fie și economii pe care să le putem folosi să mai extindem anumite trasee pe care nu am putut acum. La sfârșitul săptămânii trecute, toate cele patru consilii județene au aprobat acordul de principiu pentru implementarea acestui proiect.